Nu te spune, nu te spune. Sculați-vă! Doamne, binecuvintează! De certarea ta vor fugi, de glasul sunetului tău se vor închipoșa.
se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara e cum spre care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi, prin mijloc munților vor trece ape. Adăpate vor toate fiarele câmpului, atingi sălbatii sveteași vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsa iarbă dobitoacelor și verdeață spre ființa oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii banului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui, locașul cu copacii în ficaroși, munții de înaltea de poși cerbilor, urcile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, tâmburie și toate fiarele pădurii, luineilor mugesc ca capuțe și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în pustușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este înfinsă și largă. Acolo se găsesc cărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Rândurile cu lor vor aduna, deschizând umăra ta, toate se vor umplea de bunătăți, dar întorcându-ți cu fața ta, se vor tulbura, luate-i ducul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei ducul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în braț, veselite va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îi face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munte și umegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în tuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea a toată lumea, pentru buna starea Sfintelor lui Dumnezeu, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorul
mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzducului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoară și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o Oare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Yeah.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aleluia! Și acum și pururea și în vecii vecii tot amin. Aleluia! 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 Slavă ție, Dumnezeu! Oh.
propășesc păcatele mele. Cu oamenii sunt ceva fără de lege și nu mă voi întorci cu aleșii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar urcul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușează-mă de repeștâncă judecătorilor, auziți-vă graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ sau cu pământ, risipite sau oasele lor lângă iar, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjuit, să nu ești sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-o pus mie și de zmințelele celor ce fac fără de lege. Că deavul urmează lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărța voi înaintea lui rășina mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Fericitea dintr-o mine, Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascult au fost să mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și mie la cine să mă cunoască. Fierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, ziceam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul de lumii. Fii aminte spre rugăciunea mea, să mă înțelegi poate. Izbăvește-mă de cei ce mă pigonesc, să mă aminte mai mult decât mine. Maria, 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 Ma
ambrozie, întoită cu luna, ai moștenit. De venta la predelești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru cumpătare și ostene, pentru multe privegheri și rugăciuni necetate, ți-ai curățit sufletul și trupul. De Dumnezeu înțelepțite, pentru aceasta, v-ați ales al lui Dumnezeului nostru, arătându-te, ai primit darul în tocmai ca apostolii. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul. Predrept credinciosul împărat, care odinioară greșise, cu îndrăzneală certându-l ca Nathan pe David, ambrozie ca fericite. Cu înțelepciune l-ai supus despărțirii de biserică și învățându-l cu cuvință dumnezeiască, l-ai adăugat din pocăință în numărul turmei tale. Stradă dimineții până noapte, din stradă dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Scurioase, Părinte preasfințite, ambrozie, alăuta Domnului Rostemose, care glăsuiește tuturor cântare mântuitoare, plină de încântare pentru sufletele credincioșilor. Dara cea dulce răspunătoare a Dumnezeiestului mângâietor, marele organ al lui Dumnezeu, trâmbița cea vrednică de laudă a bisericii și zborul cel prea limpede a darurilor, care spală întinăciunea patimilor. Lui Hristos te roagă, pe Hristos îngrăzește prea cuvioasă, să dăruiască bisericii unire, pace și mare milă. La Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate păcatele regine lui. Cuvioase, Părinte, prea fericite, ambrozie, arătându-te în mijlocul soborului, purtătorilor de Dumnezeu, părinți, ai propovăduit în chip lăbuit un fiu în cele două chipi, care s-au întrupat din cea neispitită de nuntă, arătându-se nouă de o ființă cu Tatăl și veșnic ca și El, și de o fire cu El. Pentru aceasta, cu puterea Duhului, ai vestejit grăirea cea plină de pulă a lui Ariel. Lui Hristos te roagă, pe Hristos împlățește-L, prea cuvioase să dăruiască bisericii unire, pace și mare milă. Să
lăudat pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Curioase, Părinte, vrednicule de laudă, Ambrozie, Harul prea Sfântului, bucat în sufletul tău, curat de toată întinăciunea, pentru El s-a sălășnuit ca o lumină de apusă, cu a cărui lucrare totdeauna duhurile înșelăciunile alungi, și tămăduiești bolile și neputințele celor ce se apropie de tine, cu inimă curată și săvârșesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină. Prin Hristos te roagă, de la Hristos cere gânditorule de Dumnezeu, să dăruiască bisericii bună înțelegere, pace și mare milă. S-a întărit mila Lui și peste noi și adevărul Domnului rămâne între uimitoare minune ca slăbita Filofteia, sărășuindu-se în lăcașurile cerești, după vrednicie, la un loc cu cetele fecioarelor și cu oștile mucenicilor, izbăvește cu rugăciunile ei pe cei ce cu credință săvârșesc pomenirea ei. Și cu dragoste se apropie de acoperământul ei și iertare de greșeli de la Dumnezeu le cere mântuire și mare milă. Yeah.
Aceasta
Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia minte cuvintele bunii mele. Și viitor de oameni.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum nădăjduită de Tine, necuvântate și, Doamne, învață-ne pe noi dreptările Tale, necuvântate și, Stăpâne, înțelepțește-ne pe noi dreptările Tale, necuvântate, Sfinte, luminează-ne pe noi cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să primim rugăciunile noastre cele de seară, Domnul. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. De la Domnul să cere. Doamne! Și iertare de păcate și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Pentru ostenerile sale,
veselindu-se în cămara cea cerească, împreună cu fecioarele cele înțelepte. Și acum se roagă lui Hristos, mire lui Său, pentru sufletele noastre. Veniți toți iubitorii de praznic, să lăudăm pe Filofteia, fecioara și mucenița, că ea fericită de prinsepluse, din pruncie cu faptă bună a milosteniei, a îmbrăcat cu hainele sale pe cei goi și pântecele plământ al săracilor la sărurat. Pentru aceasta se veselește în sânurile lui Avram, cu fecioarele cele înțelepte, cu care se roagă lui Hristos să mântuiască sufletele celor ce cu dragoste săvârșesc omenirea ei. În locașurile cele mai presus de lume, prea cinstită Filofteia, a pus mirelui Tău, Hristos, Dumnezeul nostru. Sufletul Tău cer fără de prihană, că Tu, bună Fecioară, pentru dragostea lui toate le-ai trecut cu vederea, dezmierdarea tinereților, împotopirea trupului, dulcețile lumești, toate le-ai urât ca pe niște locuri vătămătoare de suflet. Pentru aceasta, prin mâinile păritești, ai trecut în corpul lupului Dumnezeu, cel ce veselește acum tinerețile tale. Putătoarea de miluință Filofteia, că pe aceasta nici măcar rugărească, nici bătăile mamei cele vitege, nici ocările dudate pentru fapta bună, nici cursele mult maestritului Belianul Mobiluitor, ci pe toate cu bucurie le-a pe Hristos să-L dovândească, pe care și dovândindu-L, acum se roagă să ne dăruiască nouă mare milă. Oh.
rugăciunile ei și ave Sfântului fie gata proprie Dumnezeule primite mult ave și a rugăciunea și vecii vecilor amici se apropie Hristos de vreme, pregătește-te, că iată mântuirea neamurilor noastre, ucii din fecioara. O dobește-te, ieșne, adună pe păstori, cheamă pe magii, pe fiar și voioșile, fiilor celor fără de suplicat, împăratul cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drepturitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mărdascări, ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, armirer Orlichiei și Spiridon al Trimitindei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iore și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Gerasie și Leontie, și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Strachidat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Paralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul Serghie și Vac, Ioan Valahul și Opra, ale Sfinților Mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei, și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filofteia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoie Basarab al Țării Românești, ale Sfinților Dubioși de Dumnezeu părinții noștri, Grigorie Dacapolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților Dubioși părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla și ale tuturor sfintelor, Cuvioase Maici, a
ale Sfântului Ierarh Ambrozie, episcopul Mediolanului, ogroditorul Sfântului Cașului acestuia, a cărui sfântă pomenire o săvârșim, și ale Sfintei Mucenițe Filoftea de la Curtea de Argeș, a cărei sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, dar ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru că ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel negăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții fratei noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în voi, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții fratei noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și pretutindei, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt rocașul acesta, să zice: țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv încilesc neiertător, să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la sfârșirea acestei sfinte slujbe și a celor care s-au pomenit pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Celor ce sunt pe mare departe și milostivi se stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Capetele noastre, Domnului, să le Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curat este prea noastră, de Dumnezeu nescătoarea și curgătăcea Maria, puterea cinstită și de viață, păcătării cruci, ocrotirile cinstitelor și cereștilor de trupești puteri, pentru că cine cinstitului și slăbitului proroc, înainte pe Gătorul și Botezorul Ioan, ale sfinților, slăbiților și nu toți lăudaților apostoli, ale sfinților și slăbiților bunii de mucenici, ale Sfinților preacuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfântului Erac Ambrozie, episcopul Meghiolanului, ocrotitorul acestui sculăcaș, a cărui pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfinților și dreptilor Dumnezeștilor părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Bine primite pe rugăciunea noastră, Amin. Dăruiește iertare greșelilor noastre, Amin. Acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, Amin. Îndepărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, Amin. Împacă viața noastră, Amin. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta, și mântuiește sfârșiturile noastre ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Când sufletul cel fără de plicare de Dumnezeu, dor al lui Hristos, mirele cel fără de moarte s-a prins, atunci toate cu bucurie l-ai răbdat de cazurile ispitele, pătăime cele pentru faptele bune. Pentru aceasta casei la ta împuse țânguți, ai intrat la rugacea veșnică și neticăcioasă, de unde acum roagă-te, mile ajutăm, să ne trăiască sufletele noastre.
Tatăl este Dumnezeu, Sfinții Săi Dumnezeului Israel. Într-o bună fecioară, prin toatele bune ale fecioriei și ale milosteniei, îți agoniseai undele în vasul sufletului tău și prin gândirea celor plămâns îți câștigi desfătarea raiului. Iar prin îmbrăcarea celor doi îți negustorai mărirea cea cerească. Acum și moarte ucenicească ai răbdat din mâinile celui ce te-a născut. Pentru aceasta acum te desfinde din veselia cea cerească, îndulcindu-te de rodul tejerilor tale. Facă-te pentru cei ce săvârșesc prea cinstită pomenirea ta. Cum acum slobozește-ne pe robul tău să vâne. După cuvântul tău îi pace, căsură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit înaintea cele bogate,
sufletele noastre. Învățător, credinței și chipâneților, învățător, învățători, te-a arătat pe tine bunei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat smerenia celelalte cu sărăcia cele bogate. Părinte, ierate, cara la mie, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele Ocasia
sărbători, scoți-o har și poate iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crește Dumnezeu, Sfântă și viața, credința, gemenilor, și Sfântă Biserica ta, o prăzește de acum, de acum. Sfântă Oare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ești mai cinstită de exerutimii și ești mai mărită vrădea smânare decât serafimii, care păstricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu pe mării. Sfântă Hristoasă, Dumnezeu, rădiștea noastră, slavăție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea puternice Părinte, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curată Maicii sale, ale Sfinților și tuturor daților apostoli, ale Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Ambrozii, ocrotitorii acestui sfântătaș, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Arlambie, făcătorul de minuni, cu rugăciunile Sfinților, Treiților, Dumnezeiștilor, Părinților Chimșana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În această zi, binecuvântată, pentru că de dimineață l-am cinstit, l-am prezunit la Sfânta Liturghie pe Sfântul alt mare Sfânt, Ierarh, Sfânt Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Olichiei, pentru ca acum să cinstim pe Sfântul Ierarh Ambrozie, ocrotitorul parochiei noastre, pentru că, după cum știți, de 10 ani, moaștele Sfântului Ambrozie a fost aduse de această Sfântă Biserică și, practic, cu rugăciunile Sfântului Ambrozie, această parochie este binecuvântată și păzită de Dumnezeu. A început așadar cu această sărbătoare Sfântului Nicolae, mult iubită și așteptată, în primul rând de copii, dar nu numai de ei și de noi cei mari, care acolo, străfunduri inimii, mai suntem copii. Această sărbătoare așadar este așteptată de noi toți, începând din această zi, se cântă colinde și se înfrumusețează bisericile coldoare, frumoase, pentru pregătirea pentru așteptarea Marelui Praznic al Crăciunului, al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despre sărbătoarea de astăzi, a Sfântului Ierarh Ambrozie, noastră cunoașteți multe lucruri, pentru că în ultimii ani, vă spun Dumnezeu, de fiecare dată această sărbătoare a fost marcată cu prisosință și fac referire mai în trecut, dacă vă aduceți aminte, când la aceeași dată primeam în Sfânta Biserică, la cam la aceeași oră, primeam în Sfânta Biserică moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, venite în procesiune de la parochia Părătorii Patriei, unul după ce o zi înainte merseseră noi în procesiune cu moaștele Sfântului Ambrozie până la acea biserică. Așadar, de 10 ani, moaștele Sfântului Ambrozie și rugăciunile Sfântului Ambrozie ne însoțesc și ne ocrotesc în fiecare zi, la fiecare sărbătoare, de fiecare dată miercurea când cistit, când citim acatistul și de fiecare dată când îl chemăm rugăciunea noastră pe Sfântul Ierarh Ambrozie, El este prezent și ne protejește cu rugăciunile sale. Și anul acesta, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh la stăluința Părintelui Mircea și cu bunăvoința Părintelui Daniel Bălâncă, care este alături de noi în această seară, am adus pe închinare și Sfintele Moaștele Sfântului Aralambie, de asemenea mare făcător de minuni, mare rugător pentru Dumnezeu, pentru toți cei care îl cheamă în rugăciuni, și ca să ne bucurăm împreună și să dăm slavă lui Dumnezeu alături de acești doi mari Sfinți Ierarh ai Bisericii cei una, cea nedespărțită, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate pe care le-am primit până acum, pe departe, și de asemenea să cerem în continuare ajutorul lui Dumnezeu.
Sărbătoarea Sfântului Ambrozie și mâine va fi la Sfânta Liturghie și ne vom bucura împreună, dar am văzut ieșind la Litie, la slujba de Sfințile Artoselor, că a fost în veșminte strălucitoare, veșminte de sărbătoare, nu numai preoții și părintele diacon, ci ni s-au alăturat de la mijlocul slujbei și acești mici copilași, care prin strădania doamnei profesoare, Elena de la școala 133, profesoara de religie, au venit în această seară ca să ne încânte sufletele de bucurie. Pentru că ce sau cum se poate via o zi dedicată în cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae fără copii? Pentru că sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae este strâns legată de bucuria copiilor. Și nu este întreagă această sărbătoare a Sfântului Nicolae și a Sfântului Ambrozie, care uitați imediat, dacă nu am avea în mijlocul nostru și copii. Pentru că vedeți, biserica este formată din toți credincioșii de ierarhie, de credincioșii care ne rugăm în fiecare slujbă și cerem ajutorul lui Dumnezeu și că părtășim cu acelea sfântătate, dar este și a copiilor, a celor care sunt viitorul sau biserica de astăzi, dar mai ales biserica de mâine. Iar biserica trebuie să fie vie și să fie lucrătoare. De aceea ne bucurăm de fiecare dată când vin copiii la biserică, când se manifestă, când își manifestă și dragostea față de frumos, cinstirea față de Dumnezeu. Să știți că nu este ușor să pregătești colinde, să pregătești o scenetă religioasă. Deci există multă muncă, multă stăluință, în primul rând din partea celui care organizează, a profesorului, a învățătorului, dar și din partea copiilor care își rup din timpul lor pe care ar folosi la Disney, la televizor, la calculator. De, bravo, vedeți? Foarte serios și să micuți, ori creșteți și sperăm să fie la fel. Nu s-a întâmplat nimic. Și chiar dacă s-a întâmplat, puteți să vedeți după aceea că se termine de tot. Așa că ne bucurăm că copiii sunt alături de noi și împreună dăm slavă lui Dumnezeu și ne pregătim pentru praznicul măreț, mare, minunat, extraordinar al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, ca o, dacă vreți, o slujbă de după slujbă, o parafrazare a termenelor de liturghie de după liturghie, vă rog să-i ascultați și să-i apreciați pentru strădania lor, ca niște mici vestitori, cum vom fi și noi, peste nu multe zile, când vom veni la dumneavoastră și vom bate la ușă vestindu-vă nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, ei sunt, iată, primii vestitori ai acestui praznic. Vor urma imediat după ei și copilașii pe care îi cunoașteți, de la noi, de la parohie, care vor cânta colinde. Haideți să îi ascultăm, să-i apreciem pentru tot ceea ce au făcut. S-a trăit puțin, vă rog, vreau să trec să mut camera, să pun mai în față. Că... ok. Spune. O să stau aici. Păi, e mai larg. Azi e zi
Dacă e așa, merge
dați las pe împăratul vostru și veniți de mă înștiințați, ca mergând și eu să mă închid. Mergeți, plecați! Ce mi-aud urechile, care mai sunt veștile, că mare împărat apare în fața lui Irod cel Mare? Nu se poate, nu se poate, acum îl trimit la moarte. Liniștește-ți, împărate, doar legea via ai născut, și mic, și plăpând. Tu să taci, soldat Irod, cum crezi tu oare că pot eu, magnificul Irod, să domnesc netulburat când mă văd amenințat? Dar îl aflu în curând și la moarte îl trimit. Nu țin minte, că am uitat, care-i locul invitat unde a prezis Mihea că se va naște Mesia? La Betleem, împărate, în cea mică cetate, de acolo așteaptă poporul să vină Mântuitorul. După asta o să mai fie concea de părere, nu? Concea de părere, da. Da. Să te mulți că aici a prins totul. Mulțete la imponă. Ok. Acum am să mă pare. Când cu dreapta îi vei gâna,
ție, eu mă voi ruga. Te slăvesc și te măresc, dacă te dăruiesc, de tine și maica ta, multă grijă voi avea. Thank you.
Thank you.